Consilier, putem începe. Suntem statutari, da. Pentru vă spun. Vă rog. Dispoziția numărul 672 din 5-10-2015 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru data de 8-10-2015, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă ședința extraordinară în ziua de 8-10-2015, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului public fără perceperea de taxe la drumurile de exploatare realizate prin investiția modernizare drum de exploatare Urluiac, sat din Buiești, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, finanțată prin FADR, măsura 125. 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 3 metri pătrați din localitatea Radeana, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 3,2 metri pătrați în localitatea Vișoara, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Și 5. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul comunei. Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, supunem aprobare Consiliul Local ordinea de zi. Cine este de acord? Împotrivă? Da. Mulțumim. Iarăși vă rog, insist și sper că sunteți de acord cu mine. Vă rog, o dată cu telefon și altădată cu discuții pe temă. Vă rog frumos, pe temă. Dacă sunt de lămuriri, cu tot respectul, să discutăm civilizat și ordonat ca să putem înțelege ceva. Da, mulțumesc. Domnul primar, vă rog. Expunerea la proiectul de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Domnilor consilieri, norma juridică privind reglementarea inventarierii domeniului public al unităților administrativ-teritoriale este prevăzută de articolul 108 din Constituția României, legea fundamentală a fiecărui stat și articolul 21, aliniatul 3 din legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Bunurile aflate în proprietatea publică alcătuiesc domeniul public al statului sau unităților administrativ-teritoriale. Articolul 153 aliniatul 3 din Constituție prevede că proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. În ceea ce privește caracterul juridic al domeniului public, trebuie să arătăm că aceste bunuri au caracter inalienabil, imprescriptibil și insesizabil. Articolul 124 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 prevede: toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. În dispozițiile finale ale legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sunt stabilite reguli privind evidența inventarului și delimitarea domeniului public al statului, județului, comunei și orașului. Astfel, în baza normelor tehnice aprobate de către Guvern, la propunerea Departamentului pentru Administrație Publică Locală, ministerele, celelalte organe centrale de specialitate ale administrației publice locale, urmează să întocmească inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și respectiv local. Am inițiat acest proiect de hotărâre ca urmare a faptului că au intervenit modificări la poziția numărul 234 din hotărârea Guvernului 987 din 14-10-2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la hotărârea Guvernului numărul 134/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, cât și datorită faptului că s-a finalizat investiția privind modernizarea drum de exploatare Urluiac, sat Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, finanțată prin FADR, măsura 125, și este necesar să se înscrie în inventarul domeniului public al comunei această investiție, potrivit procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor numărul 6.131 din 30.9.2015, prin modificarea poziției numărul 235, deja existentă în hotărârea Guvernului 987 din 14-10-2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la hotărârea Guvernului numărul 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău,
precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău. De aceea propun Consiliul Local să aprobe acest proiect de hotărâre, care sună astfel. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, aprobă modificarea inventarului domeniului public după cum urmează. La poziția numărul 234, coloana 3, va avea următorul cuprins. Teren intravilan, sat Negoiești. Coloana 4 va avea următorul cuprins. Vă spun vecinătățile. La nord, drumul național 11A, sud, Pășune Primărie, est, Antal Gheorghe, vest, drum de exploatare, în suprafață, terenul în suprafață de 1493,43 m². Poziția numărul 234, bis, coloana 3 va avea următorul cuprins. Teren, intravelan, sat Negoiești. Coloana 4 va avea următorul cuprins. Nord, DN11A, sud, Moare Negoiești, est, drum de exploatare, vest, burlă pe Andrei, în suprafață de 509,13 m². Poziția numărul 235, coloana 3 va avea următorul cuprins. Drum de exploatare Urluiac, sat Negoiești, modernizat. Coloana 4 va avea următorul cuprins. Nord, drum DN11A, sud, pădure primărie, est, teren primărie, vest, teren primărie, cu o lungime de 700 metri și o lungime de 3,5 metri liniar. Coloana 6 va avea următorul cuprins. Valoare de inventar de 608.295,54 lei, coloana 7, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor numărul 6.861 din 30.09.2015. Prezenta hotărâre intră în vigoare prin aducerea ei la cunoștință publică. 3. Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se va comunica instituție prefectului, județul Bacău și Consiliul Județean Bacău. Da. Discuții, vă rog frumos. Dacă sunteți în temă cu locațiile acestor terenuri, dacă nu se cerem lămuriri. Da, domnul Marin, vă rog. E clar, corespunde că am în față toate lucrurile astea. Ce nu văd aici și poate nu ne-au adus la cunoștința consilierilor, procesul verbal de punere a lucrării, de finalizarea lucrărilor. În rest, e ok. Văd. Altceva nimic, da? Nu? Mulțumesc. Da. Nu știu, ne-ai pus la mapă? Nu. I-am și rugat-o personal pe doamna... Deci avem proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Da. Și asta vreau să mi se aducă la cunoștință la toți consilierii. Poate ne interesează pe unii. Și vreți să-mi se aducă la cunoștință? Să vedem procesul verbal. Nu e corect? Să-l vedeți? Da. Vreți să-l vedem la mapă? Păi, normal să ne vedeți, nu? E ceva normal? Ce cere voi? Eu credeam că vreau să vedeți cine a făcut parte din comisia de recepție, cine invitat. E precis o să scrie și acolo, domnule, aici vreau să ajung. Mai sunt formulare? Nu se adus în dimineața asta. Haideți să vi-l citesc, poate aveți încredere în ceea ce vă citesc eu. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, privind lucrarea modernizare drum de exploatare Urluiac, sat Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, executată în cadrul contractului de lucrări numărul 4100 din 11.06.2015, încheiat între comuna Ștefan cel Mare în calitate de investitor și SC Balvas Trans SRL în calitate de executant. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire numărul 61 din 19.06.2014, eliberată de Consiliul Județean Bacău, cu valabilitate până la 19.06.2016. Comisia de recepție, numită prin dispoziția numărul 609 din 22.09.215 a primarului comunei Ștefan cel Mare și a desfășurat activitatea în perioada 30.09.2015-60.2015, fiind formată din Răileanu Ion, președinte, Mihalache Ion, membru, Cojocaru Eugen, membru, inginer specialist, Zaharia Constantin, membru, inginer specialist, Chiriță Constantin, reprezentant ISC Bacău, Manolache Mihai, secretar, dirigent de șantier. Au mai participat la recepție în calitate de invitați. Duda Constantin, reprezentant SC Balvas Trans SRL Constructor, 2. Apreotese Adrian, reprezentant SC Rutier Conex 21 SRL Proiectant,
4. Constatările Comisiei de Recepție. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele. Nu este cazul. Deci asta este formularul tip de... Deci nu este nimic. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista din anexa 2 nu au fost executate. Nu este cazul. Lucrările cuprinse în lista în anexa 3 nu respectă prevederile proiectului. Nu este cazul. Valoarea declarată a lucrărilor executate este de 428.802,92 lei, fără TVA. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune admiterea recepției. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin lucrările executate sunt de bună calitate, respectă documentația tehnico-economică elaborată, dispoziția de șantier, legislația, normativele tehnice în vigoare și prevederile autorizației de construire. 7. Comisia de recepție recomandă următoarele. Conform instrucțiunilor de întreținere elaborate de proiectant, se interzice folosirea sării ca material antiderapant pe timp de iarnă, cel puțin 2 ieri. Urmărirea comportării în timp conform pe 130/99, deci normative 8. Prezentul proces verbal conținând 2 file și 0 anexe numerotate cu un total de 2 file au fost încheiate la sediul Unității Administrative Teritoriale Ștefan cel Mare în 5 exemplare. Și semnează Comisia de Recepție. Dacă vreți să vedeți semnăturile Comisiei de Recepție. Da, mulțumim, domnul primar. Mai sunt nelămuriri sau discuții? Vă rog. Da, domnul. Ultimul punct e viza apartamentul prin de iarnă cu sare. De ce 2 ani? După 2 ani se poate strica? Poate da sare eu? Da. Deci betonul mai lucrează, este beton rupier. Dar sare, este... dacă îi dai, știu, este 100 de ani tot lomoară pe beton. Adică cel puțin așa cred. Motiv pentru care nici pentru unul public și nu-ți folosești acolo unui beton. Așa a recomandat proiectantul și a, trebuie respectat. Adică cât îi proiectantul a recomandat cât este în garanție. Am așa, că după garanție ce? Și poți să-l strici. Da. Deci asta e bun, conform asta. No. Deci nu-i de folosit sare. Nu este în garanția proiectantului, niciuna. La constructor. Niciuna, da, dar aici este recomandarea... Nu e de recomandat să folosească sare dacă nu ea face ce face. Bine, dar nu o să fie nevoie de da sare pe drumul ăsta. Tocmai asta e problema, da. Am zis acolo mențiunea. Mai și altcineva? Vă rog. Deci, nemai fiind alte discuții, doar eu aș dori să adaug ceva. Domnul primar, este un drum care va fi folosit. Să fim convins de foarte multă lume. Și, deci, asta este garanția că a fost o necesitate și este util și în continuare. Dacă s-ar putea și în câmp acele drumuri care le-am prins în anexa aceea, să aibă aceeași soartă ca și asta, ar fi foarte bun. Da, atât, mulțumesc. Deci, nemai fiind, supunem la vot, nemai fiind discuție, supunem la vot primul punct, da? Cine este de acord? Împotrivă? Mulțumim. Trecem la punctul 2, domnul primar. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea accesului public fără perceperea de taxe la drumurile de exploatare prin investiția modernizare drum de exploatare uluiar s-a îndăgăiești comuna Ștefan cel Mare județul Bacău, finanțată prin FADR măsura 125. Domnilor consilieri, având în vedere prevederile hotărârii Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare județul Bacău, numărul 53 din 8-10-2015, privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare de Tubacău, adoptată în ședința extraordinară din data de 8-10-2015, prin care s-a înscris în inventarul domeniului public investiția, modernizare, drum de exploatare uluiar, sat Negoiuș, Comuna Ștefan cel Mare de Tubacău, finanțată prin FADR, măsura 125, având în vedere prevederile articolului 119 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniul al unității administrativ-teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial. Având în vedere prevederile articolului 120 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, aparțin domeniului public de interes local sau județean bunurile care potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național. Față de cele prezentate mai sus, vă rog
rog autoritățile deliberative să aprobe proiectul de hotărâre din forma inițiată. Propunerea proiectului de hotărâre să se aprobe accesul public față de perceperea de taxe la drumurile de exploatare realizate prin investiția modernizare drum de exploatare Uluia Sat Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău. Se mandatează primarul Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău, cu ducerea în îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Secretarul Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău, va comunica prezenta hotărâre instituției prefectului Județului Bacău, primarului Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău, biroului financiar, contabil și FADR Iași. Mulțumim, domnul primar. Întrebări? Da, domnul consilier. Știm că fiecare drum se include într-o categorie privind tonajul și gabaritul. Să fie respectate, nu știu ce categorie are drumul, deci să nu fie acces pe el, decât... E drum de exploatare. De exploatare, nu, dar are o categorie, eu știu, 5 tone, 10 tone, 100 de tone. Deci, deci asta e. Să fie tranzitat de mașini sau știu, utilaje care se încadreze în tonaj. În tonaj. Atât, mulțumesc. Da, mulțumim. Altcineva? Deci, nefiind alte discuții, trecem la supunerea vot a punctului numărul 2. Cine este pentru, domnul? Mulțumim. Împotrivă nimeni. Da, mulțumim. Domnul primar, la punctul 3, vă rog. Expunerea la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 3 metri pătrați din localitatea Rădeana, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău. Potrivit prevederilor din legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, articolul 12 aliniatul 3 prevede dreptul de uz și servitude au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conținutul acestora este prevăzut la articolul 14 și se exercită fără înscrierea în cartea funciară pe toată durata de existență a capacității energetice. Articolul 12 aliniatul 4 precizează că dreptul de uz și servitude asupra proprietăților statului și ale unităților sociale administrativ-teritoriale efectuate de capacități energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Articolul 14 aliniatul 3, care precizează dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice, se întinde pe toată durata funcționării capacității, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcționării normale a capacității. Pentru realizarea lucrării de investiție, branșament electric pentru punerea în funcțiune a investiției alimentare cu apă și canalizare satul Rădeana, stație de epurare Rădeana, este necesară darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 3 metri pătrați din localitatea Rădeana, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău, ocupat cu montarea a 2 stâlpi amplasați în zona drumului comunal Rădeana pe domeniul public în extravilan. Față de cele menționate, supun aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre. Deci, pentru realizarea investiției de branșare la rețeaua de alimentare cu apă și stații de epurare, este nevoie de montat 2 stâlpi... S-au montat la Rădeana. Da. Și trebuie terenul care se ocupă definitiv, în suprafață de 3 metri pătrați, prin lege să dă cu titlu gratuit pe durata existenței capacității energetice, dar prin hotărâri de Consiliul Local. Cu aprobarea Consiliului Local. Deci, dacă îmi permiteți, deci e vorba de ocuparea terenului 3 metri pătrați, a fel cu 2 stâlpi. Un metru jumătate, un metru jumătate. Da. Da, mulțumesc. Fundație. Mă rog. Da. Dacă sunt discuții, vă rog. Vă rog, domnule Dăutar. Nu am prea multe ce să... Adică sunt plăcut, surprins, că se termină și asta, să facem instalația pentru apă la Rădeana. Și aș vrea ca să... Cam când s-ar termina? Când se face acordarea la instalația de apă și canalizare? Când se termină branșamentul electric. Durează o săptămână, două, trei. Deci din discuțiile cu constructorul, până la sfârșit, în jurul 26 octombrie, ar fi gata. Cred că aici, la Rădeana, pe stâmpă, că se leagă de medie, cred că acolo pun transformator. Da, trebuie să vină transformatorii. Transformatorul vine și la Rădeana și la Vișoara.
La celălalt am văzut. Deci au făcut legăturile, adică numai nu s-au branșat la rețeaua Ionului. Deci ei au făcut de la stâlp la stația de pompi la Rădeană. Deci tot urmează să vină conturul, au făcut legătura și cu instalația nouă, a rămas numai să vină să agațe la stâlp și conturul și să branceze. Și la școală pentru pompele de la bazin, iar la fel. Au cablat, tot au aparatele puse, nu mai așteaptă. Înseamnă că vom avea apă iarna asta, iarna asta, da. În toamna asta. Mulțumesc. Mai avem o lună de toamnă până la iarna. Da, mulțumesc, domnul. Deci, ca să știți, în perioada 26 și 1 noiembrie, e posibil să avem vizită în teren de la cei de la administrația Fondului de Mediu pentru a da drumul la ultima tranșă de plată. Pentru constructor, cum avem de plătit la constructor. Că dacă nu, s-ar putea să existe riscul să primim bani la anul. Și atât ne trebuie constructorul ca să nu-i dăm bani la timp. Da. Mai sunt discuții, vă rog? Da, asta e partea finală. Deci, branșamentul electric e partea finală. Și păi aprobile tehnice. Deci, recepția la terminarea lucrărilor, la alimentarea cu apă și canalizare, atât la Vișoara, cât și la Rădeana, s-a făcut. Dar n-au venit cei de la administrația Fondului de Mediu ca să, până nu văd, punerea în funcțiune a instalației. Să curgă apă și neavând, neavând branșamentele electrice făcute, nu puteam face punerea în funcțiune. Și de asta am demarat și am făcut împrumutul la Ministerul de Finanțe ca să facem investiția asta de cu branșare. Când o să vină și o să vadă punerea în funcțiune, atunci o să dea ok la plată. Da, mulțumim, domnule primar. Deci, spunem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru, domnule primar? Mulțumim, împotrivă. La punctul următor, domnule primar. E aceeași treabă că... Da, numai că este în Vișoară. Așa-s 3,2 metri. Că acolo, după natura terenului, s-a ocupat 1,1 metri pătrați pentru... Da. Deci, același subiect, dar noi supunem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Să-mi spun punctul de vedere, că eu țin de punctul numărul 5. Trecem la punctul numărul 5. Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului public de alimentare cu apă la nivelul unității administrative teritoriale Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Având în vedere prevederile articolului 2 aliniatul 1 din legea 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților publice locale și are ca scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților. Având în vedere prevederile articolului 17 aliniatul 1 din același act normativ menționat mai sus, potrivit căruia înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul furnizării, prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și administrarea, exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, constituie competențe exclusive ale autorităților administrației publice locale pe care le exercită în condițiile legii. Având în vedere necesitatea adoptării acestui proiect de hotărâre pentru aprobarea înființării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în vederea întreținerii gospodăririi în bune condiții acestor două lucrări, propun spre aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre inițiat. Da, vă rog. Propun să se aprobe înființarea serviciului public de alimentare cu apă la nivelul unității administrative teritoriale Ștefan cel Mare, județul Bacău, având ca scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității. În termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, primarul va prezenta Consiliul Local spre aprobare regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Articolul 3. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău.
Articolul 4. Prezenta hotărârii se comunică prin grijă secretarului comunei instituției prefectului județul Bacău, primarului comunei Ștefan cel Mare județul Bacău și se va afișa la sediul primăriei comunei Ștefan cel Mare județul Bacău. Da. Mulțumim. Sunt sigur că sunt întrebări. Da, domnul Marin. Domnul consilier, având în vedere necesitatea, într-adevăr, a serviciului public, doresc ca pe viitor să nu procedăm ca la alte înființări de departamente sau, eu știu, direcții. Sper ca de data asta, domnul primar, să respecte hotărârile legale, să aibă o transparență în ceea ce privește personalul care va lucra în această direcție. Și îl avertizez, de data asta, strict, să fie transparent angajările. Adică nu, pe criterii cum au fost până acum. De cu metrii, de cum este înscris într-o organizație de partid sau nu. Vrem să aducem profesioniști, dacă se poate. Oricum nu din altă parte, ci locuri de muncă. Absolut, să subînțelegem din comuna noastră. Dar să-i căutăm pe cei mai buni. Și nu compromis, și nu... Mai aveți și da, vă mulțumesc. Să aveți reflectați asupra asta. Credeți că dă bine la film? Nu știu. Ceea ce spuneți dumneavoastră cu acuzile care le aduceți? Nu știu unde dă bine. Dă bine pe noi toți. Să înțelegi? Unde ai văzut dumneavoastră că n-a fost transparență în ocuparea unui post? Acum, chiar o rog acum pe doamna secretară să spună cum se procedează când se organizează concurs pentru ocuparea unui post la primărie. Păi da, spune frumos acum, dar nu se zicea... Nu. Ascultă ca să spui, că de-aia, mă tare, nu știi. Deci întâi se face o adresă la Agenția Națională a Funcționarului Public. În termen de 40 de zile, deci atâta e termenul. 40 de zile la o funcție de execuție, la o funcție de conducere, 46 de zile. După aia ne dă NFD-ul aviz să organizăm concursul. După 30 de zile, trebuie să publicăm un monitor oficial și într-un cotidian. După publicare, atunci se face selecția dotată. Și se afișează și la sediul primăriei. La sediu, pe site. Și pe site-ul primăriei. Deci poate să participe la concurs oricine. Acum am sunat de la ANFP. Deci nu vin cu acuzii că se fac angajări pe cumetrii. Au făcut, ultimele angajări s-au făcut cu personal de la Onești, care nu vin cu cumetrii. Și vin aici și depun dosarele, vin de la ANFP, unii desemnează persoane din cadrul instituției prefectului, care e responsabil de procedură. Dacă nu întrunesc condițiile, respinge dosarul, dacă întrunesc, se admite, dacă sunt mai multe dosare. Deci e o întreagă procedură și se respectă și termen și tot. Nu angajăm mai... Și dacă e vorba de cumetrii, cred că ții minte când ai venit și m-ai rugat ca să angajezi pe cineva pe un post de, la achiziții publice. Cred că ții minte când m-ai rugat, că e fata lui nu știu care. Și nu prea am ținut cont de era un profesionist, bă, câștig. Era un câștig, da. Și a fost un câștig pentru. Da. Vă dovedi că n-am fost profesionist? Și toată ura care o ai pentru față de directoarea școlii este că n-ai vrut să angajezi un cadru didactic la insistențele dumneavoastră. Nu directoarea școlii angajează, domnul primar. Nu. Nu, prin concurs ia acest... Așa, aici angajează primarul, el nu se angajează prin concurs. Era direcția de învățământ, nu directoarea. Directoarea noastră nu știe cum o cheamă. Vezi bârna din urmă. De cât a furat, știi? Mai sunt o devie. Da. Da, devie merg la subiect și... Și n-are rost, da. Avem răspunsul pentru toate, dacă vreți. Deci nu mai aveți, domnul. Nu, mulțumesc. Domnul Sergiu. Să știu dacă... Acest serviciu face parte din... E un serviciu al primăriei sau e o societate? Nu, al primăriei. Este. În cadrul primăriei este un serviciu distinct. Am stat de vorbă și cu angajații primăriei, cu domnul Vinci. Și am ajuns la concluzia că mai bine e să facem noi serviciu de alimentare cu apă și canalizare, stații de epurare, decât să mai predăm la CRAP. Corect. Aia da. Și de la CRAB măresc prețurile după bunul plac. Am făcut o greșeală când am dat investiția din cele trei sate la CRAB și am zis să nu mai... Dacă sunt această societate, probabil că o să... Să nu mai repet
Am luat legătura cu cei de la CRAP și mi impuneau o serie întreagă de măsuri. Și asta dacă tot le fac pe astea, deci să le fac pentru ei și să nu le facem pentru noi. Noi nu avem interes ca să creștem prețurile, să mărim taxele de alimentare cu apă, să facem venit la primărie din Banești. O să fie un angajat și o să fie bani pentru plata acelui angajat și un fond de rulment. În caz de o avarie, în caz de o defecțiune, atunci vedem cu personalul nostru dacă putem să remediem defecțiunea. Dacă nu, apelăm, atunci apelăm la o firmă autorizată care să facă acele, să repare acele defecțiuni. Dar noi le putem lua și pe ăla din apă de la CRAB? Care e de nu. Este contract făcut, până când nu expiră contractul, nu putem să... Asta e așa soluție. A contractul pe ce perioadă este? A fost făcut acum câțiva ani, pe 25 de ani. Dar ce am zis, dacă aduci, ne luăm și buldul excavator. Putem face o firmă în colaborare cu Consiliul Local, cum este DPP-ul ăsta la Onești. Domeniul public-privat. Da, un parteneriat cu privat. Da. Nu parteneriat public-privat. Domeniul public-privat. Și în parteneriat cu primăria, cu Consiliul Local. Cred că domnul Ungureanu știe mai bine decât. Da, este și cu acțiune. Și mai sunt și în alte comuni. Și să ne facem serviciul nostru. Să avem ale noastre. Să ne gospodărim. Da. Același lucru cu crabul este și islazul. Tot un fel de crabă și cu islazurile date către cineva să le... Firma de inovare? Dar ia subvenții și cu aia s-a terminat. Tot da. Islazul. Nu. E alt subiect, asta e altă. E asta rău. Subiect și așa trebuie și corect. Da. Dacă mai există și altceva. Lege națională și eu aș mai... Ce vrea să-mi fie în vorba de angajări? Eu cred că... Aproape toate satele, sau cele trei sate care sunt acum acolo, au oameni care pot să ocupe, sau un om care poate să ocupe de instalația de apă. Și nu cred că s-ar fi ca să mai țină concurs pentru angajare, pentru postul din... De exemplu, cum era noi la Butinaș... Deci ceriți permisoarea la domnul Marian? Nu, dar nu domnul Marian. Cum să facem angajări, așa... Nu. Dar este... Poate are dumnealui cineva, un specialist, care să facă față la toate satele. Dacă și cu metru. Oricum, nu-i cu metru, cu mică, de ceva, nu de aici. Dar este un băiat foarte bun și ar fi păcat să vină un altul care să fie departe de... Oricum, orientarea mea este ca în cele trei sate, să vedem dacă neapărat o să trebuiască câte unul pe sat. Deci cel care o să deservească activitatea de alimentare cu apă, să facă parte din satul respectiv. Exact. Când se întâmplă ceva, să este în domeniu. Nu să fie navetist de la Onești. Că știți, vedeți și consilieri care sunt navetiști, cam greu mai ajung și pe la ședință. Da, așa este, adevărat. Cel puțin o dată pe lună. Da. Și atunci e mult, odată pe lună. Exact. Și primari avem, parveniți în comun și se pare că s-au adaptat. Așa, primari. Da, vă rog, domnul Mărinte. Nu de la un oraș, de la un e deja... Șapte votari. Cum a fost cu incendiul la noi, Costel s-a mișcat foarte repede. Și da. Cu alimentare, da. Cu apă. Deci s-a demonstrat că a fost eficient serviciul, da. Adică serviciul. Alimentare cu apă a fost... Sistemul nostru de alimentare cu apă și... Deci în câte lume nu s-a umplut mașina cu apă și a stâns în continuare incendiul la... Da. La noi în sat. Da. Dacă... Și... Mie mi s-a răspuns deja de către domnul primar la întrebarea care vreau să o pun. Câți oameni o să fie, da, câți oameni o să fie pe fiecare sat sau o să fie doar unul singur? Deci o să fie trei. Vișoară, Vitinaș și Lădean. Ideal așa ar fi. Așa. Acum să vedem la cât se ridică, deci câți abonați, câți bani se adună, la cât se ridică și salariile. Să nu punem bir pe capul cetățenilor, de dragul de a angaja cât mai mulți. Da, așa. Deci atunci o dăm la CRAB și vine cu un singur angajat, poate, sau... Spuneți ceva de niște pubele, domnul primar.
Fără cu roți, fiecare nu știu, nu s-a terminat ședința. Uh-huh. Asta ar intra la diverse, cu toate că da, la extraordinar nu sunt diverse, dar o să accept să diverse la... Bun, mulțumesc, mai aveți ceva? Nu, 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 nu. Vreau ca să vă mai întreb și eu ceva vis-a-vis de instalația asta de apă. La Rădeana sunt niște probleme, adică nu sunt, nu sunt probleme. Deci la diverse, domnul... Dar nu, dar e acum ne vorbim de înființarea serviciului. Deci nu, dar am spus că accept să diverse. Bine. Deci acum nu, dacă nu sunt diverse, nu trebuie să... Da, da, am înțeles. Deci altceva nu aveți, nu? Nu, asta o șoșă discurată. Am să vă rog, prietenul Vici, să-mi permite... Domnule consilier, eu apreciez această inițiativă, de fapt și înainte discutasem cu domnul primar. Regret faptul că prima dată ori din lipsă de experiență am predat apele pe Bogdana Ștefan cel Mare Negoiești la Crab și nu este un lucru corect. Apa Izvorăștii este un bun național, apa Izvorăștii din teritoriul comunii noastre și trebuie să o administrăm noi și să o dăm la cetățeni la un preț agreabil. Încasările care provin din consumurile de apă vor intra direct în bugetul local al comunei noastre și pentru asta este un lucru. Al doilea lucru bun pentru înființarea serviciului public, așa cum spuneam, este crearea unor locuri, din fie ele și puțini. Dați oameni de la noi de aici, nu o să aducem oameni din Târgu Ocna, din Onești să... Vedeți, am dat apa la Crab, și dânșii ne creează, una, a văzut că a venit periodic, vin somații de astea sau înștiințări cu ridicarea prețurilor la apa potabilă. Și nu este corect. Haideți să hotărâm noi acest lucru, să ne facem noi serviciul nostru propriu, că este bunul care e pe teritoriul comunii. Și de ce să dăm la alții să administreze, pe când noi putem crea acest fond de rulment care amintea domnul primar, să plătim și oamenii, să avem și rezervă și să fim în măsură să facem, mai ales cu instalația nouă și cel puțin 2-3 ani de zile nu va avea nevoie de mari intervenții. Iar personalul care va fi angajat o să presteze această activitate, mai ales că vom avea cât de curând și un buldoi excavator capabil să descoperă acolo unele defecțiuni care s-ar fi și să ne facem singuri treaba, așa cum se spune, să spălăm rufele în bucătăria sau în casa noastră. Din acest punct de vedere, eu mă bucur foarte mult. Trebuia făcut mai demult. Vă spun că nu am avut experiența necesară. Am dat cele 3 sate. Să vedeți cum vin cu prețurile. Aici le vom stabili împreună cu Consiliul Local. Nu trebuie să jupuim lumea cu apa care iese din grădina noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Sunt de acord cu hotărârea. Da, mulțumesc. Domnul consilier, vă mulțumesc. Dați-mi voie și mie să spun câteva lucruri vis-a-vis de punctul numărul 5. Pot să spun că am fost mai activ implicat în problema asta și am pretenția să spun că cunosc cel mai bine decât dumneavoastră situația de acolo, de la Butinaș. Domnul primar, punctul numărul 1. Felicitări pentru acel proiectant care a lucrat acolo vis-a-vis de Butinaș. Un proiect extraordinar de bine executat. În ce sens? Este un proiect circular. Chiar dacă el a crescut prețul, probabil că a crescut prețul investiției ceva cu acele cămine de vane în plus, dar permite o flexibilitate foarte mare de a interveni la avare, în caz de avare, și fără a deranja consumatori, toți consumatori. E un lucru extraordinar. Iarăși un lucru, domnul primar, și eu mă bucur că am aflat printre cei care am insistat vis-a-vis de înființarea punctelor de alimentare cu apă pentru incendii. Cu hidranți. Doamne ferește, hidranți. Un lucru iarăși extraordinar de bun. Ați văzut? Și legat de asta, domnul primar, chiar dacă e conex rugămintea, trebuie să găsim o modalitate, nu numai la Butinaș, nu numai la Ștefan, în comună vorbesc,
în diverse zone, cât o costa un furtun, 2, 5, nu știu. Dar e la acel om care nu-l căutăm, nici la cei de la care se ocupă cu așa, îl găsim acolo la omul ăla când se întâmplă ceva, ați înțeles? Un furtun. A, să fii dat la persoanele la care e proximitatea hidrantului. Eu am anticipat întrebarea dumnealui. Așa am anticipat și propunerea dumneavoastră. Mă rog, deja în cele trei sate sunt furtune și chei de deschidere a hidranților la fiecare gospodărie din apropierea hidrantului. La proximitatea. Deci am accesul de port între hidranturi. Acolo fie instalații nouă, acolo nu avem la Butinaș. Deci la Butinaș nu avem. Deci instalații nou, dar spun la Ștefan cel Mare, Nevoiești, Bogdana, avem la fiecare gospodărie din apropierea hidrantului furtuni și cheie de deschidere a hidrantului. E un lucru foarte bun, da. Și acum să îmi pot continua. Da. Și acum să îmi pot continua. Și alea pot fi cu cali, cu două, cu trei piesa din... Da. Bun, și ca să îmi pot continua discursul, inițiativa vis-a-vis de înființarea acestui serviciu public de alimentare cu apă merită toate elogiile și toate aprecierile, domnul primar. Este un bun al comunei care trebuie să aparțină comunei. Dincolo au mai discutat și ceilalți colegi. Chiar dacă e parcenită, s-a ocupat de lucru. Bineînțeles. Nu trebuie. Și, domnilor, vor mai fi. Eu am să vă mai vin cu o propunere la domnul primar. Nu, acum nu este timpul. Acum mai sunt surse. Mai sunt surse de venit care trebuie să rămână la comună și nu în altă parte. O să vin eu cu o propunere chiar scrisă, domnul primar. Aștept. Și, da, mulțumesc. Iar acum revenind la persoana care probabil va zice, acel băiat, om, ins, X, care a răspuns până acum de două luni de zile și n-a primit niciun bănuț, acel om, eu țin să-l felicit foarte mult. Foarte bine am colaborat cu dumnealui vis-a-vis de ala. A fost cea mai desăvârșită disciplină. Dacă pot spune desăvârșită, am spus. Prin persoana primăriei, primar, viceprimar, și băiatului care a fost acolo. A mers treaba foarte bine. Și într-un timp record, la mai puțin de o lună de zile, tot Butinașul avea apă. Vedeți? Dar cum a lucrat ăla? Pe ce bază a lucrat ăla acolo? Care ăla? Păi, dar să nu știu de ce vorbim, vreau să-i facem. Vă spun eu. Puneți-mi să aici ce vreți să spuneți, mai să înțelegem. Da, doamne. Adică este omul care a lucrat până acum... Care a lucrat până acum la serviciu individual de apă. Păi, este prima așa. 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 De la lor baia vechi. Și ce o căutat o lucrat și din cu acela asta la altă nouă, nu înțeleg nimic. Exact. A lucrat omul din coace pentru că acolo, din cauza, și apropo de disciplină... Voluntar, fără protecția muncii, fără un angajat... Nu vă faceți, nu era nici angajat nimic. Nu era nici angajat un om care a binevoitor pentru binele comunii, domnul sau al oamenilor. Și bineînțeles și al lui, că și dumnealui avea apă. În condițiile în care, la temperaturi de 37 de grade, oamenii nu aveau apă, gândiți-vă. E un om respectabil, da. Exact, gândiți-vă. Deci noi cum i-am permis ca să lucrezi? Eu mi-am pus o următoare. Dar domnul Dovădaru, dar dacă o deservit serviciu alalt privat, exact. Atâția ani, nu te-ai întrebat de ce n-are carte de muncă și n-are protecția muncii? Și nu l-am plătit nimeni. N-am avut acces la acești detalii. Acum, dacă în timpul ăsta de două luni, cât s-au făcut branșările la cetățeni, el l-a ajutat. Așa? Acum mai trebuia carte de muncă și protecția muncii. A, păi și atunci cum să luăm? Nu are, deci nu are carte de muncă. La Rădeala, neacă. Sigur. Da, care se ocupă de sistemul de alimentare cu apă la Rădeala. Bă, ce ilegalitate? Mă rog. Și nici acolo n-ai știut, la Rădeala. Dar eu nu sunt implicat cu apa, că n-am avut apă. Nu, dar ești consilier. Da. Deci trebuie să știi numai de apă, trebuie să știi tot ce se întâmplă în comun. Nu în sat, în comun. Sau știi numai ce-ți probabil convine. Nu este o societate comercială, nu s-o constituie. Probabil nu este. Adică probabil nu este. Da.
Da, domnule. Aici e foarte grav. Se foarte grav. Dar e mai grav, tu mă tare nu știi. Da. N-am tine să știu. N-am tine să știu, că eu n-am controlul la... La toată comuna, domnul. Doamne, ferește. Eu n-am nimic la dispoziție. Și-am, eu când după ce nu am pentru primării, mi-l dați în 30 de zile. Ești consilier. Păi și din cauza asta, ca și consilier. Nu trebuie să ceri la primării, nu trebuie să ceri niciun act la primării ca să știi că este serviciu de alimentare cu apă privat la Rădean sau la Gutenaș. Păi da, dar nu aveam... Deci noi nu aveam în evidență. Eu nu fac parte din finanțe, din camera de comerț. Da, ce am? Vreți să le duceți în sunt polițist, de altfel, cum lucrați mea, la două capete, că place la rețeaua nouă trebuia carte de muncă. La aia vechi, ani de zile, nu trebuie carte. Noi vorbim de noi îl punem în legalitate, îi facem carte de muncă. Așa da, corect. Da. Dacă n-ai statul de muncă, dacă n-ai cum să-i faci, deci carte de muncă, nu ești cu condiția muncii. Nu e angajat. Dacă ei vorbesc din lături. Da. Mulțumim, mulțumim. Deci eu aveam cuvântul și v-ați întrebat, dar nu eu vă... Da, dar vorbiți pe lângă subiect. Atenție, vorbiți pe lângă subiect. Nu știu, nu știu care... Ați menționat să nu vorbim decât la subiect. Și revenind la subiect, și eu merg pe ideea, foarte bună ideea, ca acel operator care va fi, indiferent de la ce sat, este foarte bine să fie din localitate. Așa trebuie. Dacă e competent să fii, cine dacă e competent, evident, sigur că da. Da. Păi chiar de apreciat dacă e din localitate. Și, și ultimul de punct care e om, de fapt... să renunți la acești oameni care deja au o experiență. Și să aduce alții în locul lor. Fiindcă omul de acolo, ăsta se scoală și noapte dacă îl organizăm concursul. Ovidiu, poți să aibă experiență, dar nu are documentul necesar. Ocupării unui impost de așa. Cel mai bun câștig. Cel mai bun să câștige așa. Da. Și ultimul punct care vreau să discut, de fapt, care era primul, domnul primar, trebuie găsită o soluție, trebuie găsită o modalitate vis-a-vis de serviciul ăsta ca acel contract să poate rezilia cu crabă. Nu știm, nu știm cum. Eu nu vin cu nicio soluție. Pentru că n-am cunoștințele juridice în privința asta. Dar trebuie găsite. Pentru că noi știm foarte bine cum suntem alimentați, ce economii se face. Și argumentul principal este următorul. Crab Bacău, care mulge această instalație, n-a contribuit cu nimic, cu nimic, cu nimic. Deci doar primăria a contribuit cu toate celelalte îmbunătățiri, cu nimic, să știți. Și nu m-a dorit și mult. Deci nu este corect. Da. Cam atât și vă mulțumesc. M-ați ascultat. Sper că nu mai sunt discuții, da? Deci supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Și un ultim punct care nu este, n-a fost înscris pe ordinea de zi. Nu trebuia înscris. Nu trebuia înscris pe ordinea de zi, da? Dacă nu e solicitare, nu, eu cerere, domnul, solicitare. Cerere. Sigur că da. Spune aici, către Consiliul Local al Primarului Comunei Ștefan cel Mare. Alăturat, vă înaintem documentația necesară obținerii actului de concesiune pentru tenerul în suprafață de 1,1 metri pătrați, ocupat de montarea unui stâlp, amplasat în zona drumului comunal, domeniul public, necesar realizării lucrării execuției racord linie 20 kV pentru alimentare cu energie pensiune, aparținând SC Ferma Veche Bogdana, SRL. Ce se va executa? Localitatea Bogdana, mă rog, Ștefan cel Mare. Deci e vorba de același lucru, ocuparea unui teren cu un stâlp de alimentare cu energie electric pentru extindere la ferma Bogdana, ferma veche. Discuții, vă rog. Discuții, dacă sunt de acord, știi. Deci 1,1 metri pătrați care se ocupă cu acel stâlp. Procedură. Da. Deci nu aveți nimic împotrivă, sper. Nici eu. Bine că sunt și oameni din ăștia care au potență materială să mai vină și alții. Să mai facă. Da, mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc.
Domnilor consilieri, acestea fiind zise, dacă domnul primar sau dumneavoastră mă aveți întrebări, domnul primar vrea să mai răspundă la întrebări? Vreau ca să vă dacă tot am zis că sunt de acord și cu diversii, cu toate că nu erau trecute pe ordinea de zi, chiar aș vrea să încep eu cu ceva la diversii. Da, nu cu diversiuni, da. Nu cu diversiuni, da. Cu diversiuni fac alții. Am o reclamație, o plângere penală la parchet, făcută de domnul Dohotară și domnul Romică Marin. Și printre alte, printre multe capete de acuzare, este și cea că eu am mințit Consiliul Local când am spus de investiția de la drumul de la Urluiac. În ce sens am mințit? Așa au zis, cu cheltuieli eligibile și neeligibile. Și vreau să vă readuc aminte că în data de 28 mai 2014, prin hotărârea Consiliului Local numărul 36, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și investiția pentru drumul de la Urluiac. Și spune așa hotărârea. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul modernizare drum de exploatare Urluiac, sat Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Valoarea investiției va fi de 139.560 euro, din care TVA în valoare 26.633 euro, din care valoare eligibilă 69.828 euro, sumă care va fi finanțată de GAL Valea Trotușului, valoare neeligibilă 69.732 euro lei, care va fi finanțată din bugetul local al comunei Ștefan cel Mare. Și mai spune, valoarea estimată a lucrărilor la ce pusem, construcții, montaj, și spune și din indicatorii tehnico-economici, din ce se face drum, e din beton, cu strat de nisip, cu pământ stabilizat, cu var. Deci... Asta am spus, domnul primar, în intenția dumneavoastră. Nu în intenția mea, domnul, te rog frumos să mă lași în pace ca să spun. Te rog frumos, nu mă pot, să termin eu și după aia. Și spune așa, această hotărâre... Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local. Ați citit și ne-ați spus dumneavoastră acolo. Aceste scrisuri sunt adevărate. Această hotărâre a fost adoptată, domnule, să nu mă fii respectuos. Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Ștefan cel Mare în ședința ordinară din data 28.05.2014 cu respectarea prevederilor articolului 45 aliniatul 1 cu număr de 13 voturi pentru. Niciun vot împotrivă. Când nu ne-ați citit așa ceva, pentru că cum nu ne-ați dat caietul consilierului, dosarul consilierului niciodată. Ăsta este a doua oară. Asta nu-i făcut acum, asta e de anul trecut. Asta e cu ăla, nu ne-ați dat. Și ăla e document. Da. Exact. Asta ați vorbit. Asta e document. Asta e document. Licitați, licitați așa evaziv. Ce vreau o să caut hotărârea de consiliu? Nu, și procesul merge. Eu nu am nimic împotrivă, că da. Voi mi-ați făcut mii reclamații. Corect. Nu. Așa, cine greșește să plătească. Da. Dar vreau să spun că voi habar nu aveți ce votați și ce se discută în ședința locală. Așa nu este. Informat. Aveți dreptate. Spune, dacă este hotărârea consiliului. Habar nu avem ce votăm. Aveți dreptate. Aveți dreptate, da. Corect. Dar ia uitați consilierii dumneavoastră, cât au mapa de lucru astăzi. Și ce dacă n-au mapa? Păi ce mai contează? Nu știi. Nu știu. Cu ce mai pregătiți? Nu știi că va apără interesele dumneavoastră. Iarăși își jicniți. Haideți va apără interesele dumneavoastră. Consilierii PSD. Iar își jicniți. Și noi avem și noi înregistrare acolo la procuror. Să nu credeți dumneavoastră că noi suntem așa de... Dacă dumneavoastră credeți că stați pe zona infracțională, nu ne-am pregătit și noi ca să vă dea răspuns. Da? Zona infracțională cred că sunteți voi doi. Păi, până la proba contrarii, dumneavoastră sunteți cu dosarul în brațe, nu eu. Tu ai fost anchetat de DNA și celălalt a făcut pușcărie pentru furt. Așa, ce are? Una cu altă. Nu pentru furt. E pentru tăinuieri. Tăinuieri. Tăinuiai în portbagajul mașinii tale. Da, domnul primar, astea-s ca în cană. Vreți să intrați? Pretați-vă, sunteți primar, nu ciobani.
Bun, altceva. Băi, mai vorbește. Dacă ajung cu jigniri din astea. Păi da, sunteți primar și ne jigniți așa. Cum să vă jigniți? Dar cum, dar care jigniți? Păi ce treabă are procurorul ăla? Nu e așa de care e supărarea ta? Nu este supărarea, am vrut să-ți aduc la cunoștință. Dacă ești corect, dacă ai fost corect. Am vrut să-ți aduc la cunoștință că nu știi ce ai votat cu o zi. Nu, înainte, și noi vă aducem la cunoștință că m-ați luit prin doamna secretară procesele verbale. Nu mi-a citit, tot, nu sunt citator. Și nu, da, de mai multe ori, de mai multe ori. Este și procesul verbal, domnule, de ședință. Domnul Matieș. Este. Se vede că se trecea în procesul verbal ce se vroia acolo. Dar de câte ori nu s-a citit procesul verbal anterior până ce s-a dus în televiziunea? Niciodată. Îi rugam eu să citească. Și făcea numai, era numai scandal aici când spuneam, domnule, citiți-ne procesul verbal anterior să vedem ce se întâmplă. Nu știu ce aveți noastră împotrivă ce facem noi PSD-ul. E treaba noastră. Până ce nu am adus, s-au aprobat să vină să filmeze, s-au lucrat așa în ședinții? Nu. Nu, domnul Matieș, ca să știți. Și făceam pihol până acum. Păi da, ce te-ați ce vroiați voi, chicoteați acolo, cum vroiați voi? Dumneavoastră, domnul, dumneavoastră. Vorbește frumos, băi. Nu voi, dumneavoi. Băi, vorbește frumos, băi, domnul. Eu v-aș spune așa, domnul primar, ați face bine ca să vorbiți cu cablul la noi din comună, că puteți. Să dați să vadă cetățenii ședințele, de-aia plătim noi din banii primării. Să le vadă cetățenii, de ce nu sunteți de acord? De ce nu sunteți de acord? Cetățenii mi-au spus de ce domnul Blasi nu e de acord să vadă televizat ședințele în Consiliul Local. Ce am eu împotrivă? Nu sunt date? Asta, dacă vor solicita, o să după ce rezolvăm. Nu le solicităm noi. Vreau să trebuie să vorbiți cu capul de la local. Locală trebuie solicite că... Nu, aici, mă scuzați că am intervenit. Vorba de niște drepturi de autor. Deci noi, odată ce filmăm, noi avem drept exclusiv asupra filmării și ședința fiind publică. Dar, încă o dată, am da, spus aici... Da, domnul Lugrean, bine. Mă scuzați, mă întrebuiți, vă rog frumos. Dar noi ne-am oferit ca dânsii să facă o adresă către noi și ne dăm gratuit aceste filmări. Dar trebuie un document care să fie la baza... Evident. Eu nu pot să dau așa oricui. Poate lua de pe internet și răspunde lui. Deci, așteptăm o adresă din partea televiziunii prin cablu, prin reprezentant, către noi și noi le oferim gratuit. Eu zic că este în regulă. Niciodată nu o să aveți. Nu vorbim. Cum adică să nu aveți? Nu o să aveți, domnul Burean, așa ceva. Eu cred totuși că... Vă spun eu în particular ceva și gata, încheiem discuția. Dar care e televiziunea locală? Care o avem aici la Ștefan cel Mare? Da, are post. Televiziunea locală? Sigur, trebuie să îndeplinească niște condiții. Deci dacă tu stai la oraș, nu stai. Unde are post local? Aici nu avem post local. Nu avem post local. Ia uite. Hai, deci, nu am, domnule. Trebuie să avem de la CNA aprobare. Păi e vorba de CNA după aia... De ce vorbești dacă nu știi? Dar eu am deja să învățați în afara legii, vedeți. Deci dacă nu e televiziune... De ce dă anunțuri? De ce dă? Păi... În afara legii. Dar ce anunțuri să dăm? Dacă nu au post, ce anunțuri să dea? Deci dacă nu e televiziune locală, nu poate să... Tu nu cunoști problemele. Am înțeles, spune de 1000 de ori să nu avetiți. Da, care e problemă? E o problemă? De ce spui de televiziune locală dacă nu este? Păi da, este, că nu cunoști ce se întâmplă în comună. Hai să nu ne mai coborăm în solul liminar acum, că nu gândim. Ești la avetiți, ești la avetiți, da. Deci, ședința s-a încheiat. S-a încheiat ședința. Da, mulțumim, domnule. Dar a spus că sunteți de acord cu... cu diverse. La ședința următoare. Dar cu scandal așa nu se poate face nimic. Păi da, dacă m-ai acuzat... Nu trebuia să dau domnul. Nu te-am acuzat. Eu nu te-am acuzat. Ți-am adus la cunoștință că ai votat odată cheltuielile eligibile și neeligibile și după aia le-ai reclamat. Nu mi-ai, nu mi-ai deci, citit domnul, niciodată. Domnul Brown, acceptați numai câteva momente. Deci nu este prima dată când se aduce în discuție locul de naștere a primarului. Deci nu-i cazul dumneavoastră. Deci nu are nicio legătură. Ca să devii primarul unei localități, trebuie să îndeplinești niște condiții. Și condițiile respective sunt verificate de lege. Deci nu e o chestie, o opțiune a cuiva, eu vreau să fiu primar când nu știu de unde sunt. Sau consilier. Născut la... Și consilier. E aceeași chestie. Corect. Dar e aceeași chestie. Dar eu am mai mulți ani Ștefan cel Mare decât ai tu, Romii. Mulți înainte. Că tu ai plecat la 14 ani. Deci asta nu dat de voi să stai până îți doresc... Dar nu-i prima dată când se face mult de treaba asta. Deci legea stabilește cine poate să fie primar și consilier într-o localitate. Se folosește termenul de venedic. Este un termen folosit de persoane nepregătite, fără educație,
Eu am să vă spun așa ca chestie. De exemplu, primarul de la Olești, de exemplu, e oneștean, așa cum pretind dânsii, e născut, Lemnarul, da, Lemnarul a fost oneștean. Da, Costin, Voiculescu, Uzum, și care au mai fost primari, Neghină. Deci nu, deci n-are nicio relevanță. Astea sunt niște răutăți și dovedesc gradul de pregătire a unei persoane. Deci toate discuțiile sunt, nu rezolvă nimic. Deci numai răutate este în ceea ce spun. Deci dacă nu găsesc alte mijloace cu care să atace un om, îl face veretic, îl face că a venit cu bicicleta, că a venit cu papuci, că a venit... Ședința s-a încheiat, domnul consilier. Vreau să vă întreb, mai vrea să tragă la apă și altcineva care...